În mai puțin de 24 de ore, bărbatul căutat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și violență în familie a fost depistat de polițiști. În urma complexului de activități investigative operative și de cercetare penală, desfășurate de peste 120 de polițiști, sprijiniți de efective de jandarmi, sub directa coordonare a procurorului de caz și a conducerii inspectoratului, bărbatul în vârstă de 28 de ani, căutat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și violență în familie, a fost depistat în extravilanul comunei Perișorul, județul Călăraș, într-o casă abandonată. Donată. În fapt, în seara zilei de 26 decembrie anul curent, în jurul orei 20.30, acesta ar fi aplicat mai multe lovituri de cuțit concubinei sale, în vârstă de 21 de ani, la domiciliul acesteia din comuna Borcea, județul Călăraș, provocându-i decesul. După comiterea faptei, acesta a părăsit locuința, sustrăgându-se cercetărilor. Bărbatul a fost prezentat procurorilor de caz din cadrul pachetului de pe lângă Tribunalul Călăraș.